Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu noi. Pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori, după cum vedeți, încă un trandafir pentru ultimii din seria Zodiacului. Ultimii dintre voi poate vor fi primii. Interesant. Încă mai e ud trandafirașul. Dragii mei peștișori, mesajele au venit deja, îmbrățișați-vă emoțiile, dar am mai văzut în timp ce amestecam cărțile și petreceți timp de calitate cu unul cu celălalt, cu eu știu cu cine, voi trebuie să vă găsiți oameni de calitate cu care să petreceți timpul. Aveți de iertat pe cineva, cineva cere iertare, voi trebuie să cereți iertare, iarăși a apărut iertarea, forgiveness. Ca să puteți să mergeți mai aproape, să vă atrageți flacăra adevărată, sufletul adevărat care vă este pus deoparte. Da, am văzut și că dragostea este peste tot în jur. Depinde de voi dacă o vedeți. Însă, dacă sunteți obosiți, nu o să o vedeți. Din acest motiv se atrage atenția să vă odihniți, să vă relaxați. Este esențial. 4 și cu 2, 6. Unii posibil să munciți foarte mult la niște lucruri. Aici confirm că am nu știu câte lucruri de făcut. Nici nu știu cum să-mi împart timpul. Da, mi-ar prinde bine relaxarea, dar sincer nu pot să mă adaptez la acest mesaj. Însă, să vedem. Poate că această relaxare și odihnă, care este esențială, să poată fi folosită în orele de meditație sau, eu știu, ore, deja vorbesc mult de ore, în minutele, în sfertul de oră, jumătatea de oră de meditație pe care ar trebui să ne oferim toți. Trebuie să ne conectăm la acest Neptun și Jupiter, care sunt guvernatorii noștri, să ne extindem energia în alte dimensiuni, de acolo să luăm ce avem nevoie pentru această dimensiune, dragii mei. Faceți ceva pentru cineva. No, bine, în general peștișorii sunt de treabă, dar cine știe pentru cine o fi. Poate că cineva vine să vă susține. Interesant, am mai fost la o zodie, nu mai știu la ce zodie a fost. Fi de ajutor. Poți fi de ajutor. Că cineva vrea să vă fie de ajutor, primiți ajutorul. Că voi trebuie să fiți de ajutor, oferiți-l. Așa, printre picături, când nu vă odihniți. Da, cred că nu vă odihniți suficient unii dintre voi. Din acest motiv s-a adus aminte să vă odihniți, să vă relaxați. Îmbrățișați-vă emoțiile, dragii mei peștișori, mai ales dacă sunteți până în 12-13 martie născuți, unii s-ar putea să aveți tendința să vă țineți emoțiile într-un anume frâu, măcar față de anumite persoane, poate nu față de toată lumea, dar față de oamenii cu care nu sunteți, pe care nu-i cunoașteți suficient de bine sau în care nu aveți încredere, probabil că vă rețineți niște emoții. Totuși îmbrățișați-le, măcar când sunteți voi cu visele voastre, visurile acestea. Și 8 și cu 1, 9, extindeți-vă, mai ales pe calea visului, a visului, a rugăciunii, a meditației. Ia să vedem. Așa se vede mai bine, da? Extindeți-vă universul, încercați să aveți o nouă viziune. Vedem ce legătură are cu această etalare pe care tocmai o desfășor, o pregătesc. Ideea este că e un mesaj, este un sfat, îmbrățișați-vă emoțiile și odihniți-vă. În timp ce am amestecat cărțile, ce am văzut Doi de bâte și Regele de spade, cineva trebuie să aleagă, că sunteți voi la intersecție de drumuri, că sunt ei care trebuie să aleagă Regele de spade, o persoană logică. Și dacă își folosește logica, iar că sunteți voi care vă folosiți logica în alegeri. Că și din acest motiv se zice îmbrățișați-vă emoțiile, că sunt ei care încearcă și ei să folosească altceva decât logica în alegeri, iar variază, vom trăi și vom vedea. Ideea este că a vrut interesant să se arate 7 de spade și Regina de monede. Cineva încearcă să iasă dintr-o relație tradițională, relație poate să fie reper și job tradițional, încearcă o strategie de evadare. Mie acest individ nu spune chestiuni prea pozitive, însă motivele sunt diverse. Poate că nu se înțelege bine cu persoana în cauză, Regina de monede. Poate să fie o soție sau soț, evident, poate să fie o persoană extrem de materialistă, da, are și calități materne, dar poate e prea maternă, prea posesivă, prea pragmatică acest personaj, care de altfel, repet, poate să aibă și multe calități. Însă, cineva încearcă să evadeze din preajma acestui personaj. Din ce motive? Ceva nu are, ceva îi lipsește. Poate îi lipsește exact emoțiile pe care voi le aveți și sunteți sfătuiți să le îmbrățișați, pentru că cineva are nevoie să oferiți aceste emoții. Tocmai pentru că s-au obișnuit cu persoane care nu oferă emoții. Aer-pământ, dacă asta vă spune ceva. Însă, mare grijă că acest personaj care, da, fuge de acasă sau vine pe furiș acasă, posibil să mai fi făcut același lucru și cu alte persoane. Aici este marea atenție pe care trebuie să o aveți. La capătul setului de cărți, într-adevăr, o relație scârție. Poate să fie relația acestui personaj sau a voastră, dacă vă simțiți că faceți parte din acest cuplu, da? Relația scârție. Poate este cuplul lor. Poate voi nu sunteți în cuplu, sau sunteți într-un cuplu coerent, echilibrat, să zicem, dar este cuplul lor. Cred că este povestea lor, în primul rând, a acestui individ care încearcă să fugă, să găsească un motiv de a ieși afară, eventual să se întâlnească cu voi. Dar relația lor scârție. Poate au probleme financiare, poate au probleme relaționare. Este un 5. 5 este conflictual, din multe considerente. Repet, poate cineva este prea materialist. Trebuie să-l transforme prin creativitate. Iar există un dezechilibru. 5 are nevoie de 6, are nevoie de o susținere. Că e susținere financiară, că este un ghidaj, poate au nevoie de o consiliere în cuplu. Sunt multe motive. Poate mai ai nevoie de un job ca să susțină problemele financiare. Iar sunt niște probleme acolo, la ei să fie, nu la noi. Da? Iar niște blocaje, încearcă să reziste acest personaj, tot încearcă să reziste în această atmosferă, încearcă să-și pună ordine, gândurile în ordine, deși există 4 și 5 de 4 de spade și 5 de cupe. Există niște regrete după o separare. Posibil separarea aceasta să fi fost de voi, că în sfârșit apare un semn de apă. Pești, drac, scorpion, da? Dar aceste emoții pe care voi le radiați foarte ușor când sunteți în formă, când sunteți odihniți, când vă simțiți iubiți, da, iau, regina de cupe, soarele și luna, da? Aici sunteți voi. Ce însemnați voi pentru acest personaj? Nu e obligatoriu să fie balanță, deși știm că există câteva balanțe în viața sau câțiva peștișori se gândesc la niște balanțe, dar nu e obligatoriu să fie balanță. Este o persoană căsătorită sau într-o relație sau într-un contract. Repet, contractul poate să fie și job, da? Ei, și această situație între voi stagnează din cauza problemelor lor de cuplu. A fost și separarea. Tocmai această separare s-a întâmplat din cauza că el, ea este într-un cuplu. Însă, frumusețea a fost, există, dar până să rămâne de văzut cum revine această frumusețe de emoții. Regina de cupe, soarele și luna. Soarele și luna, masculinul și femininul, într-un fel sau altul, interesant, da? Știți că justiția este energie masculină, da? Regina de cupe, energie feminină. Masculinul și femininul se regăsesc în acest cuplu, dar trebuie echilibrat. Și cum trebuie echilibrat? Rămâne să descoperiți, pentru că acest personaj nu știe să echilibreze emoțiile și mentalul. Din acest motiv, poate într-un fel sau altul ați preluat din tensiunile lor, dacă vă iubiți, dacă așa. De-aia, relaxați-vă, odihniți-vă, că în meditație, în vis, ar putea să primiți soluții. Eu o să mai amestec încă o dată cărțile, pentru că acestea au vrut să arate un mesaj. Poate că următoarea etalare este pentru alte personaje. Peștișori, soare, lună, Venus, ascendent, nu doar de peștișori. Iunie 2021. Drăguții mei peștișori, de care unii se plâng, lasă-i să se plângă. Valetul de cupe, în sufletul vostru. Multe emoții, de aici îmbrățișați-vă emoțiile. E un valet, dar sunt emoții delicate, destul de fragile, destul de fragile. Acum, poate că în suflet așteptați, sufletul vostru are nevoie de niște scuze, că am văzut iertarea. Ori voi să oferiți scuzele, ori voi să primiți scuzele cuiva, să iertați, nevoie de iertare, de comunicare emoțională. Provocarea regina de cupe, aici este. Aici este foarte frumos. Regina de cupe își îmbrățișează din plin emoțiile. Are un ocean, este o sirenă, este guvernatoarea emoțiilor. Aici este. Cât arătați? Arătați sau vă lăsați atinși doar de o gamă restrânsă de emoții și atunci rămâneți imaturi emoțional, sau vă lăsați îmbătați sau îmbibați de toate stările pe care le puteți avea în dragoste și atunci, da, deveniți niște guvernatori emoționali. În trecut soarele, vreau să zic lumea. Cineva a fost interesant. A fost totul pentru voi. Interesant, soarele. În fine, trecând peste asta că cineva a fost totul. Vedeți de frunzuliță? Afară de faptul că a fost totul pentru voi, unii dintre voi, soarele, leu sau săgetător, dar nu obligatoriu, poate să aibă și planete. Trecând peste asta, că nu e obligatoriu să... Soarele poate să fie oricine. E o trezire spirituală, e o mare bucurie dintre voi și cineva. E o mare bucurie, interesant, dacă voi, e o diferență de vârstă între voi, între doamne și domni, posibil, amândoi simțiți aia ce îmbrățișați-vă emoțiile și atunci mesajul este pentru cuplu în sine. Mai ce frumos arată, da? Îmbrățișați-vă emoțiile. Aici este problema, mare bucurie, că n-are cum să fie soare, adică când se întâlnesc cei doi, chiar dacă e diferență de vârstă, de evoluție emoțională, da? Tot apare soarele, bucuria aceasta imensă. Deci a fost această bucurie la un moment dat, cândva. Însă, vedem unde s-a ajuns. Oho, justiția. S-a ajuns la separare. Justiția înseamnă și separare. Dar știm că justiția înseamnă și căsătorie și divorț și nu doar zodia balanței. O să mai vedem că deja vin alte mesaje. Ia uite, iar 7 de spade. Iar apare acest personaj despre care tocmai am vorbit mai devreme. Și nu e interesant pentru că mă văd chiar aici înăuntru cortului. Între Ciocan și Nicovală. Măi, între un Capricorn și o Balanță și un Leu. Wow! Faceți față? Dragii mei, dragii mei, în fine, asta e o glumă, dacă o fi și adevărat și mai interesant. În prezent este o obsesie, este o chestiune toxică. Rămâne de văzut dacă este o intoxicare emoțională, că totuși apar două cupe, da? E o dependență emoțională sau altceva. Sfatul este 2 de spade, decideți, fiți atenți, Mercur retrograd, stați și gândiți, vorbiți mai puțin și analizați, dar cu răbdare, că poate sunteți influențați emoțional de anumite planete, de anumite stări. Alegeți cu grijă, o să clarific evident și dacă nu era Mercur retrograd tot îl clarificam. Exterior, vine cineva ca un nebun. E interesant că e același soare. Are multă încredere în ceea ce... în potențialul dintre voi. Sau poate a avut, poate a fost prea încrezător acest nebun. Nebun, nebunatic. O nebunie. Încă vă influențează, încă vă obsedează o situație în care ați riscat. Dar ei sunt aici. Influența exterioară este nebunul. De ce vă teamă? De această luptă. Na. Bine, nu toți peștișorii sunt foarte combatanți, combativi și de lupte, de concurență, de ce zice lumea, că trebuie să vă chinuiți în această relație, să luptați pentru această relație. Poate unii dintre voi aveți o teamă față de cineva cu marcaj în zodia leului. Aveți o teamă. Aveți niște chestiuni. Trebuie să vă luptați. Ce vă doriți? Luna? Luna și soarele, interesant. Iar au revenit într-o formă sau alta. Ce vă doriți, Luna? Să vă îmbrățișați emoțiile, cum zice și mesajul. Să vă înțelegeți emoțiile, pentru că Luna înseamnă și frici, să vă înțelegeți fricile. Pentru că aici este provocarea. Unii dintre voi, unii care poate nu ați, repet, nu ați evoluat, sunteți mai tineri, încă sunteți în starea aceasta de imaturitate emoțională și aici este provocarea să vă maturizați emoțional. Luna crește și descrește, crește și descrește, aici este ciclu lunar. Asta trebuie înțeles. Dar continui. Sau repet. Cu siguranță există o diferență de vârstă între voi și cineva. Poate cineva este mai imatur emoțional, aici sunteți voi și aici este provocarea. Cum să vină cineva imatur la cineva matur? E dificil, da? Nu e ușor. Asta vă doriți, o să clarific. Deocamdată e un mister cam ce vă doriți. Poate nici voi nu sunteți clar, pentru că sfatul este, da, să alegeți. E și aici o lună de o lună nouă. Interesant, lună plină apare. Eliberați-vă eventual pentru anumiți pești. Nu contează bărbați, femei. Aveți de eliberat de o figură masculină. Interesant că apare masculinul în lună, care reprezintă element feminin. Oho, ce reușiți să faceți? Să munciți, să dai avisece, să vă relaxați. Să munciți, să vă construiți. Poate vine cineva cu o soluție. Regele și regina de cupe, interesant. Moartea. Și regele de monede. Da. Cineva vrea să construiască. Sper sfârșitul lunii sau sfârșitul perioadei pe care o citesc, că poate nu e tocmai lună, poate să fie 3 săptămâni, poate să fie 6, poate să fie eu știu câte. Da? Cineva va veni, un bărbat, în mod special, va veni cu o ofertă stabilă, în care, da, amândoi trebuie să mergeți încet, pentru că încă sunt niște blocaje mentale, 8 de spade și 7 de spade, încă cineva este în proces de transformare mentală și nu doar mentală. Regele de cupe, un personaj care vă iubește, perechea voastră, da? Perechea voastră, regele de cupe, orice zodie poate fi, dar aici este transformarea lor. Nu-i suficient să ai emoții, trebuie să intri și în zona aceasta pământeană și să crești ceva. Și aici este transformarea lor. Poate că unii aveți de ales între un alt semn și cu marcaj puternic în semn de apă, marcaj puternic, dacă le știți harta natală bine, și altul, poate că aveți de ales între 2-3 bărbați. Unele doamne. Da? Un bărbat mai tânăr, încă 2 maturi, unul foarte emoțional, altul pragmatic, pragmatic în sensul constructiv. Practic. Aici este. Și dacă nu e vorba de 2-3 persoane, pentru că văd totuși semn de pământ, da? Văd și semn de apă, aer, pardon, văd și soare, văd și apă, văd toate semnele. Chiar dacă n-ar fi vorba, repet, poate să fie transformarea cuiva, emoțională și mentală. E o dragoste profundă care se transformă. Regele de cupe pentru mine înseamnă dragoste profundă, echilibrată, stabilă, care trebuie transformată, pentru că e obsesie, e obsesia cuiva. Și degeaba simți și te gândești în continuu la o persoană dacă nu transformi. Asta înseamnă moartea. Transform lucrurile și recreezi ceva. Lăsăm așa, da? Ca să se vadă totuși regele și regina de cupe. La capătul setului de cărți, interesant, argumente. Cineva vrea să câștige cu orice preț în acest moment. Vrea să renunțe la idealuri, la vise, ia uite, la vise, la visuri, 7 de cupe, 8 de cupe. Da? Cineva a tot visat la destinul său, poate că sunteți voi care visați, poate sunt ei care visează, da? Însă, vrea cu orice chip să se lupte pentru victorie, pentru Dacă data trecută, dacă până se încheie acest capitol, că am vorbit-o de lume, l-am dat, am zis lumea, da? Dacă până se încheie acest capitol au considerat această relație un ideal, da? O poezie, în acest nou capitol vor să se lupte. Dar în această luptă nu este suficient că se luptă ei, 5 de spade, și încearcă niște strategii de cucerire, de, eu știu, de evadare. Mare grijă cu acest personaj. Este că mai este un alt individ. Cor fi partenerii lor, cor fi partenerii voștri, mai există un alt individ. Clarificăm valetul de cupe pentru peștișori. Scarful de ea. Valetul de spade, da, cineva care v-a pus în așteptare, cineva la distanță, cineva care, poate chiar a fost și căsătorit, dar de la un drum sau care călătorește des, posibil căsătorit, dar nu obligatoriu, sau într-un contract, poate să fie și la locul de muncă, asta este valetul de cupe, dar v-a pus în așteptare. Probabil cât timp ați așteptat, ei v-au spionat, totuși nu v-au lăsat. Chiar așa. Hai, totuși mai dăm o carte. Am văzut și asul de cupe, e frumos. Da. Oh, da. E un personaj de care v-a separat, Turnul. Încă mai țineți la acest personaj într-o formă mai... Poate mai puțin decât înainte, dar încă mai țineți la acest personaj, pentru că a fost imatur, v-a separat. Da. Ia uite, regele de spade. Imatur emoțional. Posibil, repet, între voi și acest personaj să mai fi fost o tentație. Clarifică regina de cupe pentru peștișori. Provoc... Oh. Aici este provocarea. Să vă iubiți, mai, să creșteți emoțional, să vă îmbrățișați emoțiile. Să nu vă fie frică de emoții, să nu vă fie frică dacă încă mai iubiți, încă mai țineți la ei. Asta e, dar asta nu înseamnă musai că și împărtășiți mai mult decât e cazul, pentru că trebuie reciprocitate întotdeauna, da? Ideea este asul de cupe și regina de cupe. Poate că e un alt personaj, semn de apă sau cu marcaj, care vă iubește profund și aici este provocarea să lăsați în urmă această separare de cel imatur emoțional și să îmbrățișați oferta emoțională care vine din partea altcuiva. Deși am văzut pe regele de cupe, am văzut moartea. În ce sens? Am văzut transformarea. Ar putea acest vale de cupe să devină regină sau rege după un timp. Da? Aici se mergeți mai departe. Ieșiți din lacrimi și mergeți către destinul vostru. Da, alegeți. Alegeți. Clarificăm. Totuși mai vreau Turnul. Mai vreau Turnul. Mai dăm o clarificare pe Turn. Da, lupta asta pentru putere, egourile. Tot ați încercat să vă reține, să vă transformați, să vă... E o luptă între voi și acest personaj, între acest personaj și personajul din viața lor sau personajul din viața voastră, vedeți? Aici este asul de spade. Da, această separare v-a creat multe nopți albe, ia uite, și pasiune este, și pasiune, s-a dorit, se putea, au fost potențial, da, și pasiune, și adevăr, și dragoste, dar din cauza ego-ului, a mândriei. Această relație foarte profundă, de altfel, a fost distrusă, a fost dusă până la stadiul de boală pentru unii, poate a suferit foarte mult pentru acest personaj. Clarificăm soarele în trecut. La ce se referă soarele? Că poate să fie momentul de trezire, separarea aceea. Ia uite, nu, soarele. Da, acest personaj nu. Nu e trezirea. Este atitudinea aceasta strălucitoare, plină de încredere a cuiva. Cineva încerca să vă impresioneze, să vă cucerească. A venit așa călare sau cu mașina. Călare mai greu, pe niște cai putere. Mașină, motocicletă, ce urez voi. Da? Încerca să vă cucerească în trecut. Da, ce a zis? Că vin și vă scot la o plimbare, doamnă, domnișoară, domnule. Da, cineva v-a impresionat, încerca să vă cucerească, a încercat. Da, dar ideea este că totuși avea multe emoții. A avut multe emoții, într-adevăr. A fost foarte fericit, a fost foarte optimist. Acest personaj a fost foarte optimist. Însă ceva interesant, ceva mă face să cred că a fost și un pic cam arogant. Vedeți? Cum se uită? Mai. Așa, vedeți cum se uită? Un pic cam arogant. Am vorbit de aroganță când am vorbit despre putere. O vedeți aici? Aici. Hai să vedem justiția. Unii dintre voi vreți să vă separați de cineva cu marcaj în zodia leului. Deci spuneam, s-a întrerupt, spuneam că unii dintre voi vreți să vă separați de cineva cu marcaj în zodia leului pentru că vi se par prea aroganți. Prea aroganți. Clarificăm justiția. În timp ce am amestecat, a apărut doi de monede. Acest personaj, justiția, nu s-a putut decide. Am văzut doi de monede, însă se pare că ceva, uite. Cum se explică? Sunt foarte multe. Cine vrea să se separe de cineva... Da, dacă voi vreți să vă separați de cineva cu marcaj în zodia leului, simțiți că trebuie făcut prin tribunal, pentru că e o chestie care nu mai poate fi reînviată de nu știu câte ori. Sau aveți de discutat niște chestiuni care țin de moștenire. Apoi, pentru acest personaj, dacă este vorba de balanța unelor, Doamne, acest personaj se transformă. Dacă a fost injust, personajul vrea să fie corect de acum încolo. Rămâne de văzut dacă și poate. Este că ați încercat să puneți capăt aceste relații, să nu vă mai întâlniți, să nu vă mai gândiți. Este tendința voastră de a pune capăt acestei povești, pentru că... Sau a lor, pentru că a fost această separare. Moartea și turnul clar înseamnă separarea voastră de... Ia uite, da, de decepții. Decepții. Deși au fost emoții foarte multe. S-a dorit implicarea, dar sunt multe motive pentru care se ajunge la decepții. Clarificăm diavolul în prezent. Ia uite, regele de spade invers. Acest personaj nu este în adevăr, nu este în principiile sale încă. Încă se transformă, dacă e vorba de acest personaj, justiția și moartea, încă se transformă. Încă are tendințe toxice, obsesive, poate dorește să domine mental, încă trebuie să se gândească la adicțiile sale, încă trebuie să se desprindă de relațiile toxice, încă nu este în adevărul său. Încă nu este în adevărul său. Acum, iar... Diavolul și regele de spade vorbește despre o injustiție pe care încă o mai simțiți ca și efect și în prezent. Exprimată și de cele două cărți, justiția și moartea. O injustiție. Clar. Da. Aici este, trebuie temperată. E o pasiune, are o tendință, are niște tendințe, poate chiar niște obsesii pentru sex, pentru bani, pentru control, dar acest personaj încă trebuie să se vindece, să se transforme. La capătul setului de cărți, temperanța și asul de bâte. Asta e. Încă mai are multe de vindecat acest personaj. Poate că și voi încă vă mai gândiți la ei, pentru că dacă ei se gândesc, o să-i simțiți în gândul vostru și vă dea visece să vă relaxați, să vă odihniți, ca să vă detașați, să intrați în alte dimensiuni, să ieșiți din această vibrație. Clarificăm, te rog frumos, doi de spade. Doi de spade ca și sfat pentru peștișori. Doi de spade. Două. Ia uite, magice, da. Considerați că acest personaj va manipula. Pentru mine valetul de spade nu este prea profund, nici valetul de cupe, da? Nici profund emoțional, nici profund... Nu are intenții. Adică nu este suficient de înțelept. Da, este regele de spade, posibil să fie și mai tânăr. Acest personaj, valetul de cupe, care reapare, da, justiția pentru unii, nu pentru toți, valetul de spade și magicianul, acest personaj încă se joacă cu vorbele, încă își închipuie că poate să obțină ce vrea. Este gen go-getter, nu este goal-getter. Nu are o țintă anume. El ce vrea, aia vrea să aibă, da? Ce îi place, ce-l atrage, aici este. Încă nu este înțelept acest personaj. Cu cine aveți de-a face nu contează, zodiile voi știți. Că fi Capricorn, că fi altă zodie, cu marcaj acolo. Da. Aici este. Sfatul este să alegeți, dragii mei. Să alegeți. Eventual, pentru că 2 de spade pentru mine înseamnă și blocaj, blocați manipulatorii, pentru că apare 7 de spade în viitor. Deci dacă personajul acesta revine în viața voastră, hai pa! Pa, pisi! Că nu, aici este provocarea. Să rămâneți deschiși către dragoste, să rămâneți înțelepți emoțional, să știți să selectați emoțiile pozitive și oamenii care vă aduc emoții pozitive. Există un rege de cupe, să vedem ce-o fi și cu el. Aici este marea provocare. Blocați pe cei care v-au manipulat. V-au jonglat, am văzut 2 de monede aici. Au jonglat cu cuvintele, dar n-au manifestat. La capătul setului de cărți, 9 de cupe, iubiți-vă, munciți cu voi, creșteți, 9 de bâte, creșteți. Da, cineva a vrut să vă cucerească, să vă cheme la o întâlnire. Asul de spade, 2 de cupe, 3 de cupe și 6 de cupe. A simțit emoții imense lângă voi, dar degeaba, degeaba, dacă se joacă cu cuvintele acest personaj. Sunt personaj. Cine se joacă prea mult cu vorbele, trebuie blocat. Dragii mei peștișori. Și nu vorbesc de zodii, pentru că semnele de aer și apă și foc și pământ avem toți în zodiacul nostru personal. Clarificăm nebunul. Influența exterioară. Nebunia asta cu influența exterioară. Nebunul. Oh, da, e plânge. Să plângă. Piscis să plângă, dar măcar să se transforme. Pentru că cândva, poate, ce lucru cu care o să fac, o să am discuții, o să fac cursuri. Cu cei cu care o să fac cursuri, o să explic cartea asta odată pe îndelete. Însă acum nu am timp. Da, este necesară această stare de regrete. Regretă. Poate sunt și regretele voastre, pentru că ați pus capăt, da, ați pierdut. Momentan, această relație, momentan abonatul nu poate răspunde. Momentan această relație nu se poate manifesta. Nu se poate manifesta pentru că este imatur un personaj. Și vorbim de altcineva, nu de voi. Da? Potențial a fost, dar a fost în spatele acestui potențial, au fost multe alte probleme care v-au adus lacrimi și v-au făcut să pierdeți ocazia. Multe. Mai dăm o carte pentru nebun și 5 de cupe, te rog frumos, mai dăm o carte. Peștișori. Și am zis că fac etalele mai scurte și ea ca 8 de monede. Posibil să încerce să se transforme. Posibil obsesia pentru bani, cum am zis mai devreme, obsesia pentru bani a cuiva să-l transforme într-un seducător fără pereche, într-un om care aduce lacrimi în loc să aducă bucurie. Da? Un om care se duce, își ia ce vrea, floricica, se bucură de ea, o lasă, se usucă în floare, da? În soare, pardon, da? Și aduce lacrimi. Dar dacă acum plânge, sunt convinsă că își dorește să lucreze, să transforme situația. Poate că trebuie să se transforme și ei. Sper să conștientizeze. Da. Dacă începe să conștientizeze că e un foc aici, un foc care trezește și inspiră, dacă se lasă inspirați de ceea ce a fost și dacă sunt sinceri cu ei, Da, se poate transforma, dar cine știe în cât timp. Deocamdată, dragii mei, trebuie să vă păstrați granițele personale și să vă vindecați de această atracție, de acest foc. Și ei trebuie să învețe să nu se mai lase tentați, pentru că ei au tendința să se lase tentați. Și aici sunt multe bâte. Trebuie să aibă și ei granițele lor. 5 de bâte nu mai clarifică, e în poziția fricilor, e lupta pentru concurență, frica voastră, că mai sunt și alte persoane, că mai sunt și alte probleme, în fine. Clarificăm luna, că aceasta e foarte importantă. Clarificăm luna pentru peștișori. Ce vă doriți, peștișori? Ia uite luna și faetonul. Interesant, e o chestiune legată de... Poate vreți să vă luați mașină, unii dintre voi, și nu spuneți. Poate vreți să plecați într-o călătorie și nu vreți să spuneți. Dacă plecați în această călătorie către destinul vostru, trebuie să vă înțelegeți emoțiile și să vă înțelegeți harta natală, unii dintre voi. Dar e o călătorie secretă. Așteptați în secret. Nu văd încă așteptare, dar e o călătorie. Vreți să mergeți către destinul vostru în secret. Să alegeți. Ce să alegeți? Echilibru financiar, creștere, abundență. Sunteți trebuie să alegeți între 3 de monede și regina de monede. Ce faceți? Mai stați în colaborări, scuzați-mă, mai stați în triunghiuri. Triunghiul pot să fie și colaborări la locul de muncă, dar nesuficient de productive sau fructuoase, sau sunteți independenți. Aici este marea diferență. Ambele sunt cărți foarte frumoase și 3 de monede sunt cărți frumoase. Ideea este că trebuie să alegeți, pentru că faetonul alege. Să mergeți către independență financiară, către abundență, o stare de preîmpărăteasă. Mai dăm o carte ce își doresc peștișorii. Am zis de preîmpărăteasă, aici este. Vreți să mergeți către această poziție, regina de monede și împărăteasă. Ia uite, asul de spade. Dacă așteptați această balanță, dragii mei, dacă așteptați această balanță, eu zic să o primiți doar transformată, ca altfel. Pentru că apare semn de aer și apare și Venus și apare și justiția. Dacă îi așteptați, așteptați-i doar transformați. Asta în cazul în care voi știți că ei sunt sufletele voastre perechi. Dar până atunci, poate să fie și peste un an, poate să fie și mâine, poate să fie și la sfârșitul lunii, da? Până atunci, dragii mei, concentrați-vă pe abundența voastră, pe frumusețea voastră, pe creșterea voastră spirituală, pe maternitatea. Zice, uitați-vă, provocarea este, ce frumos. Regina de cupe și asul de cupe, împărăteasa și luna. Cât de feminin puteți să fiți, sau feminine puteți să fiți, doamnelor. Și dacă sunteți domni, aici este. Concentrați-vă pe latura voastră feminină, că semnul peștilor este un simbol feminin. Asta înseamnă receptivitate, intuiție, protectivitate față de cei dragi, gen... Și bărbații pot să fie mai mămoși cu cei dragi, înțelegeți? Aici ăsta e adevărul la care trebuie să vă conectați, în primul și în primul rând. Există, într-adevăr, câțiva, toți știu că vă gândiți la acest personaj. Sunt emoții și din partea voastră și a lor, dacă am văzut valetul de cupe și regina de cupe și asul de cupe. Sunt. Și regele de cupe. 9 de cupe, iau. Dar, unii dintre voi vreți să mergeți, poate, către un... Am văzut totuși semn de pământ. Poate vreți să mergeți către cineva mai stabil, emoțional și practic. Poate nu către balanță, către cineva cu marcaj în semnul taurului mai degrabă. Mai degrabă. Că văd aici cavalerul de monede și a apărut regele de monede mai devreme. Da? Clarificăm acest mincinos. Regina de spade. Ia uite. Regina de spade. Aici trebuie să discutați înțelept, direct, concret cu acest personaj care încă, regele de spade invers dă înspre regina de spade. Dintr-un punct de vedere. Din alt punct de vedere, acest personaj care încă este imatur și obsedat de bani, de control, în mod special, poate și de sex. Voi știți aici, la capitolul sexualitate, cum sunt, sau poate nici voi nu știți. Deci acest personaj are niște adicții. Aici este. Discutați cu acest personaj în așa fel încât să-i chemați la maturitate mai. Regina de spade. Puteți să vă transformați voi, dacă deveniți împărătese, aveți și acest potențial. Regina de spade este în voi, că sunteți toate cele patru regine, da? Dacă voi vreți să ajungeți în această postură, fiți raționale și puneți-i la punct pe acești. Du-te vino, du-te vino, du-te vino, du-te vino. Măi, ce faci? Vii prin spate? De ce vii prin spate? Nu spui tot ce ai de spus? Nu spui intențiile? Nu spui planul de eu știu... Care sunt intențiile tale față de mine? Stai, nu stai. Dacă nu stai, hai pa. Regina de spade puteți să fiți voi. Eu v-aș sfătui să fiți voi. Dacă vreți să nu aveți decepții, dacă vreți să vă vindecați și să vă echilibrați emoțional. Dacă e același personaj, mare grijă. Mare grijă. Hai mai dăm o carte totuși. Hai să vedem. Regina de spade. Ups, să nu zici că e 3. 6. Da, detașați-vă mental. Posibil acest personaj, dacă e Mercur retrograd, să se întoarcă, să vină către soare, că 6 de spade merge către soare și cândva a fost soare între voi doi. Uite, e aici soarele, da? E aici soarele. E în preajma voastră. Dacă se întoarce, mare grijă. Mare, mare grijă, dragii mei. Temperați-vă, vindecați-vă aura, că numai așa, iar vine formatul ăsta, pentru că numai așa se poate vindeca acest drăgușor, drăgușor. Deci îmbrățișați-vă emoțiile. Fiți înțelepți și emoționali și mental, că am văzut și Regina de spade. Clarificăm Cavalerul de monede. Ia uite, spânzuratul și jos. Vine cineva cu o nouă viziune. Cine e această nouă viziune? Puteți să fiți voi, aveți o nouă viziune cum să vă construiți viața, da? Cum să renașteți. Puteți să fiți voi, cum vreți să renașteți, să vă eliberați de karme. Așa, dacă nu sunteți voi, pentru că există întotdeauna cel puțin două variante, dacă nu sunteți voi, pentru că este spânzuratul, semnul peștilor, dorința voastră de a vă dezlega și de a vă construi viața către abundență, scuzați de zgomot, dacă nu sunteți voi, cineva capătă o nouă viziune asupra vieții totuși. Care? Ia, mai dăm o carte. Ce acest cavaler de monede? Da. Lăsați durerile, lăsați stagnările. Concentrați-vă pe stabilitatea voastră. Dacă vine cineva după acest proces dureros de renaștere, poate să fie acest personaj care se desparte, poate să fie un personaj care se desparte, pentru că în cuplu nu era fericit, vedeți? E de justiția și aici e 10 de spade, da? Sunt 10, nu-i doar una. Pentru că a stat și n-a putut să acționeze. Dacă acest personaj încheie acel ciclu de dureri, de suferințe, posibil să vină să vă ofere ceva stabil, dar după ce se dezleagă. După ce se dezleagă. Da? Vrea să iasă din control, da, vrea să-și construiască altfel de în primul rând, acest personaj vrea să reziste pentru o ultimă pasiune, să zicem. Vrea să-și schimbe, să-și iasă din influența unui personaj dominator acasă. Poate să fie soțul, soția, mama, tată. Este un personaj dominator aici, 9-10 de monede, obsedat de bani. Da? Un personaj influent. Poate să fie la locul de muncă, acasă, mama, tata, soția, da? Vrea să iasă, vrea să schimbe energia și acest personaj care va veni sau vă poate reprezenta pe voi, repet, Vrea să fie pe cont propriu, așa, cu experiențele trecutului, dar să... Da, e în curs de transformare, ce să mai... Să iasă în fața gardului, să nu mai aibă granițele personale, să le aibă în continuare, dar e pregătit să se extindă pentru că e un nou, înțelegeți, e un Jupiter. E pregătit să se extindă. Clarificăm totuși regele de cupe. Este speranța cuiva acest personaj. Puteți să fiți voi? Cineva încă speră la voi, speră că puteți să construiți ceva? Și acest 8 de spade să reprezinte obsesia sau programele de mentale pe care trebuie să le depășească, da, diavolul și regele de spade, ca să poată manifesta această dragoste sau întâlnirea cu voi. E o speranță a cuiva. Poate trebuie să facă și o călătorie. Așteptați pe cineva la o călătorie, dragii mei. Pe cine așteptați? Dacă așteptați, că am văzut faietonul și 3 de cupe, dacă și 6 de spade, dacă așteptați pe cineva să vină de la un drum. Poate sunteți chiar voi care... Oh. Personajul care v-a dezamăgit? Măi. Probabil că acest personaj, dacă vine, vine cu inima frântă. Mai dăm o carte. Așa am zis că fac mai scurte taberele. Ce acest 3 de spade? Ce e cu 3 de spade asta? Ce reprezintă 3 de spade? Oh, da! Vine cu inima frântă pentru că lasă în spate o căsnicie dezastruoasă. Sau un contract, repet, poate să fie și contract la locul de muncă, da? Și speră că în preajma voastră, că aici e provocarea, voi să fiți vindecătorii. Că tot a apărut temperanța, regina de cupe și asul de cupe vindecă, mama divină vindecă. Aici este înțelegerea unora dintre voi. Doamne, Domnul contează, intuiția, energia lunară la care trebuie să vă conectați, parte din destinul vostru este să vindecați și să ajutați oamenii. Unii dintre voi, da. Și dacă ei încă speră că pot să vină la voi, așa cu inima frântă, aici este provocarea. Ajutați-i să se vindece. Și apoi rămâne de văzut ce-o fi. Băi, dacă ești neserios, hai, pa! Uite, eu te ajut, dar dacă ești neserios, pa! Pot să fie două personaje diferite, vedeți? Posibil să fie aici un personaj cu marcaj, mult marcaj în semn de pământ, care revine, da? Și să mai fie celălalt cu mult marcaj în semn de aer, de care trebuie să vă debarasați. Și zic marcaj. Nu, asta e. Ia uite. 8 de cupe. Poate să fie și reîntoarcere, dorința de a renaște, de a schimba energie. Ia uite. Ia uite. Regina de monede și împăratul. Cineva care domină. Și totuși. Și totuși. Deci speranță. Există o speranță în această poveste de dragoste. Ia uite, povestea de dragoste cu Marea Preoteasă. E o reîntoarcere a cuiva sau o plecare de acasă a cuiva. Vedeți? Pentru că sunt complicate căile Domnului. Repet, pot să fie două personaje. Cineva cu marcaj în semn de pământ, în mod special taur, dezamăgit de un contract, de o căsătorie, și altcineva care v-a mai jucat, a fost injust, a fost nedrept, da? Sau nedreaptă, și încă are niște probleme de rezolvat, pentru că în prezent nu uitați că este diavolul și regele de spade invers. Și acum, oricine ar fi, nu vă gândiți doar la iubiți și iubită, dragii mei ascultători. Ce se întâmplă în aceste două cărți în prezent? Este o mare injustiție pe care o trăiți unii dintre voi. Mare injustiție și control mental. Și nu pot să vă descriu în cuvinte cum simt acest control. Poate să fie oricine. Aceste două cărți pot să fie reprezentate de oricine. Pot să fie și o mamă, și un tată, și o soră, și un nepot, și un avocat care se folosește de rolul său. Poate să fie un șef, oricine. Deci această mare nedreptate. Aici este. Și aici este provocarea. Îmbrățișați-vă emoțiile, stați în emoții pozitive ca să puteți să-i depășiți. Echilibrați, temperanța a apărut, da? Echilibrați-vă emoțional, odihniți-vă, hrăniți-vă emoțional cu lucruri frumoase, pentru că aveți de blocat manipulatorii, uitați. Magician. Nici nu știu ce nume o să dau acestei, ce titlu o să dau acestei etalări. Și iar am făcut multe, o etalare lungă. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau.